Polițiștii din Buzău au fost sesizați de către un bărbat cum că două femei, pretinzând ca un handicap, solicită sume de bani persoanelor aflate în parcarea unui agent economic. Echipajul de poliție sosit la fața locului a găsit persoanele în cauză ca fiind două fete în vârstă de 17 și 18 ani din Ialomița. Din verificări s-a stabilit că tinerele ar fi pretins că au deficiențe de auze și de vorbire și cu ajutorul unor pancarte cu înscrisuri ar fi solicitat trecătorilor sume de bani. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, iar polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii întregii activități infracționale a bănuitelor.